așa lume frumoasă. Am văzut un oraș luminos, un oraș european. Și asta se datorează domnului primar, domnului Marius Stoica Marius. Cu respect să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire, că a făcut 2 zi cât fac alții, a făcut 5 zile, exact ca în Basme. Vreau să au și o gărăcie, mai ales tineretul. Cine se simte bine la Orșova? Nu o să vă țin foarte mult de vorbă ca să vă dați seama cine sunt. Sunt pe scena asta de 25 de ani. Sunt Liviu Puștu, care a scos melodii, hituri și șlagere cu toți cântăreții din România și mulțumesc lui Dumnezeu că vârsta mea nu se vede, că mă ține tânăr publicul și Dumnezeu prin muzica asta frumoasă care o fac. Prima piesă o știți, e top 5 în România de când s-a inventat marelele. O știe toată lumea, chiar și cei mai mici de vârstă, chiar și cei de vârsta noastră, bineînțeles. Se numește Tu Româncă, Eu Țigan, Tu Cuminte, E Goran. Haideți să ne distrăm Orșova! Merge! Vreau să vă obrăgeți să dați puțină poftă de viață! Haide! Să audă poftă România ce se întâmplă la Orșova! Haide! Hai! Aici de acolo discate, veniți mai lângă noi! Să încheiem show-ul ăsta pentru toată lumea! Așa pe ultima sută de metri. Ne simțim bine, da?
Facem show în seara asta, facem, da? Asta e că abia ne încălzim ușor așa, o luăm treptat. Atențiune, trecem la altă piesă. Nu-mi place să vorbesc foarte mult, deși am multe de spus. Următoarea piesă vreau să o dedic băieților, pentru că, în general, noi băieții suntem luați drept vagabonți. Dar atenție, până nimerești jumătatea, nevasta sau iubita care te face din vagabond băiat bun, și de la mine, pentru toți vagabonții mei, că și eu am fost cândva vagabond, dar m-am liniștit că am soție, am două fetițe, sunt tată de copii, soț iubitor și uite, responsabil. De la mine, pentru toți vagabonții cu suflet mare, care sunt luați drept vagabonți, încă o piesă de-a mea care probabil o știți cu toții, se numește De ce tu mă crezi un vagabond când eu te iubesc de nu mai pot? Și pentru fetele îndrăgostite de vagabonți, ia să ne auzim! Cam toate, ce să mai... Asta e adevărul. De la mine, special pentru voi, vagabonții cu suflet curat. Și pentru toate fetele îndrăgostite de vagabonți. De ce tu mă crezi un vagabond? Și pentru domn primar care n-a fost vagabond. Pentru că e alături de popor, mă dă! De ce tu mă crezi un vagabond când eu te iubesc?
și pentru vagabonții cu suflet curat. De puțin pas la voce, dar puțin de tot. Și acum, vrem să trecem la sistem, să dansăm, să vedem și noi acum cine știe să danseze cu adevărat bine. Fetele, da? Te-ai lângă mine? E prea mult bas, mai puțin. Hai vină lângă mine ca să mai invităm frot, fiate, încă 5 fete, domnișoare frumoase care știu să danseze, le aștept lângă mine. 5 domnule ca să nu, că n-avem loc, adică cât ne permite locul. Prima e Camelia, care m-a întâmpinat cu drag. Hai lângă Camelia încă 5 fete. Hai. Dar fete care știu să lanseze adevărat, că urmează sistem de la Timburic. Și apoi cântăm și de petrecere, Liviu Puștu cântă toate genurile muzicale de o viață întreagă. Haideți. Una, două domnișoare frumoase. E perfect. Că o să facem ceva de sistem acum. Hai și tu, domnișoară. Care? Voi două? Hai, da. Hai. Bun. Ai loc acolo, așa sunt ținii că ești. Bun, ușor. Hai, vrei și tu? Domnul, ok. Câte avem? Să rămână, să rămână. Doamne ajută. Bun, bun, perfect. Hai, domnișoara. Gata, perfect. Uite, avem o domnișoară cu talent de țigancă, la urmă îi face piesa aia cu țiganca. Dar la urmă. Acum. E bine, da? Mai avem? Fete care vor să danseze, ei să arate cum dansează ele, cum era odată la Miss Miranda. Avem? E perfect ce avem aici. Uite încă o domnișoară frumoasă. Perfect. Atunci dăm drumul la o piesă care o cânt cu fratele meu, cu Valiu Vigelie. Știți, piesa e mai veche, dar e pe sistem. Mi-ai pus inima pe jar. Se numește Să danseze toate fetele. Hai să vedem atmosfera și garantie la marșul. Când vreau să plec, 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 când
mișar. Când vreau să plec, mă la tine iar. Îmi necuți inima pe foc. Când vreau să plec, la tine mă lucrător. Gata, am dat drumul la sistem. Nu plecați, stați așa ca una veche. Acum, dar tot de joc. Eu nu știu, eu apă acolo, dă și metră cu apă. Dacă... Vreau să vă cânt una veche. Că mai sunt și oameni care mă știu de când eram copil. Când am scos eu piesa asta cu Florin Salam în 2002. Atenție ce vă cânt. O piesă veche cu istorie în spate. Gata, mami? Ce faci? Videoclip? Poză? Păi pe Instagram. Liviu Puști oficial. Ai Instagram? Bine. Să-mi dai follow. Liviu Puști oficial și îți dau de. Da. Deci a rămas la următoarea piesă care dedic pentru voi toți, pentru toată lumea. Dar tot de sistem. Se numește Nu te las, nu te las. Moare lumea de necaz. Aia veche. O știți care 20 de ani melodia asta. Hai să vedem dacă o știți. Cei de vârsta mea o știți. Merge Nu te las. Haide! We'll be right back.
te las. Mare lume, mare lume de necaz. Eu te iubesc, te iubesc, te iubesc. Talismanul meu ce este? Este! Foarte bine, mulțumesc din suflet oriceva, sunteți minunați. Iată că deja ne-am împrietenit, am început să știți piesele, vă distrați, vă simțiți bine, avem și fetele aici lângă mine. Mulțumesc frumos. De obicei, eu mă duc peste tot unde mă duc, mă duc cu orchestra mea, cu formația mea. Acum situația a făcut în așa fel să vin singur, pentru că e foarte greu să vin cu 12 inși de la București, din să plecați la noi, la cântări, am zis să ne adaptăm situației. Cred că mă înțelegeți, că mă știți de o viață, că sunt lăutar și muzicant din tată în fiu. Nu fac compromisuri, mă știți și vă mulțumesc. Și nu vreau să dau puține aplauze pentru mine, să lași-mi puțină putere. Că nu încheiem programul, să rămână din toată inima. Nu încheiem, mai cânt o piesă pentru fete și apoi vreau să schimbăm, să cântăm ceva de petrecere. Cântăm pentru fetele cu talent de țigănci. Avem fete cu talent de țigănci aici? Unde? Ia, să le aud, să le aud, să le aud. O grămadă, perfect. Cântăm un hit de-al meu, că-l știți. Țiganco, țiganco. Dă-i drumul la țiganco, să